Președintele Klaus Iohannis a declarat azi referitor la procentul de 11% avansat de premierul Nicolae Ciucă pentru majorarea pensiilor că o astfel de creștere trebuie să se încadreze în bugetul pentru pensii. Iohannis spune că sumele trebuie calculate în guvern. Acum trebuie să vedem lucrurile așa cum sunt în realitate. Ta vreme cât pensiile de stat au un anumit buget, creșterea trebuie să se încadreze în acest buget. Ori datele acestea sunt la Ministerul Finanțelor și la Guvern. Solicitarea mea către Guvern a fost să creștem pensiile și salariile și să nu lăsăm oamenii să poarte singuri povara inflației. Dar cu cât se realizează această creștere, trebuie să se calculeze la finanțe și la modul mai general în Guvern.